Încă un exemplu că natura prinde viață odată cu izolarea oamenilor din cauza pandemiei este lacul din Băile 1 Mai. Se cad de aproape 5 ani din cauza exploatărilor apei termale. Lacul a prins viață odată cu suspendarea activității ștrandurilor din Băile Felix și din Oradea. Specialiștii se așteaptă acum să reapară și nu feri. Rezervația de nuferi din Băile 1 Mai a început din nou să prindă viață după ce era pe punctul de a dispărea complet. De aproape 5 ani, nivelul apei termale era scăzut și nicio floare nu mai rezista. În ultimii 4 ani, această apă termală ținea cam o lună jumate, de obicei în perioada de după stoparea încălzirii locuințelor și ulterior debutului sezonului estival, când toate aquaparcurile și piscinele erau alimentate cu apă termală, se oprea. Situația s-a remediat pentru moment. Specialiștii spun că bucuria ar putea fi de scurtă durată dacă exploatarea zăcământului de apă termală nu se oprește. Câte grade arată? 26,2 grade. Aici la totuși 3-4 metri de izvor. Cu cât ne apropiem mai mult, cu atât este mai caldă apa. Chiar dacă nivelul apei a crescut cu peste 70 de centimetri față de anul trecut, fauna și flora din rezervație nu mai există. Lacul era unic în lume pentru că doar aici se regăseau 3 specii rare sau pe cale de dispariție, cum sunt nufărul și melcul termal și roșioara lui Racoviță, iar șansele ca aceste specii să se mai regăsească vreodată împreună aici sunt practic nule. Primăria vrea să atragă fonduri europene pentru amenajarea zonei și speră ca în maximum 5 ani lacul să arate ca odinioară. Avem un proiect transfrontalier în valoare de 2.700.000 de euro alături de partenerii noștri maghiari. 2 milioane de euro vor fi investiți în rezervație, acces, împrejmuire, igienizare, rezervație. Localnicii speră și ei că vor vedea din nou nuferii peluciul apei. Am copilărit aici, în comuna San Martin, era lacul cu nuferi, era plin de apă, era plin de nuferi, plin de vizitatori, era plin de pești, roșioara lui Racoviță și melcul termal. L-am vizitat de mai multe ori, am și pescuit acolo, ne-am și scăldat acolo. Sper să continue cu înflorirea zonei. Lacul cu nuferi a fost declarat monument al naturii încă din 1931. Rezervația este renumită și pentru că iarna, datorită apei termale, broaștele nu hibernează.